Suntem într-o perioadă mai grea. Bucovina plânge, însă trebuie să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Într-un final va fi bine, pentru că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce. Și cel mai important este că după acest test vom învăța să prețuim mai mult ceea ce avem. Se spune că tot ce se întâmplă, se întâmplă spre bine. De aceea, toate lucrurile care ne se întâmplă, fie că sunt frumoase sau mai puțin frumoase, sunt controlate de Dumnezeu. De multe ori, uităm că stelele sunt pe cer chiar și ziua, dar avem nevoie de întuneric pentru a le observa. La fel este și în relația noastră cu Dumnezeu. Când dăm de bine, avem de toate și problemele din viața noastră dispar, uităm de El. Și de asta avem nevoie de necazuri, greutăți, încercări, pentru a ne reaminti că Dumnezeu există și cu ajutorul Lui vom trece peste toate momentele grele din viața noastră. Dar asta se va întâmpla doar dacă Îl vom căuta din toată inima. Pentru ca toate să revină la normal, trebuie să avem speranță, nădejde și încredere, să trăim viața mai mult, mai intens și mai frumos. Viața nu trebuie irosită, ci trebuie trăită picătură cu picătură. Tot ce trebuie să facem este să sperăm și să nu ne pierdem nădejdea, pentru că Dumnezeu este lângă noi și totul va fi bine. A fi creștin înseamnă a te încrede în Dumnezeu. Nădejdea că totul va fi bine vine odată cu siguranța că Dumnezeu nu ne abandonează niciodată și că ne ascultă mereu rugăciunile. Oricât de mult ne-am dorit ca acest virus să dispară, noi nu îl putem opri. Dar ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Noi trebuie doar să-i cerem ajutorul. Cu siguranță, Dumnezeu a îngăduit această boală cu un scop, acela de a ne apropia de El și de a ne întări în credință. Statul acasă reprezintă o posibilitate prin care ne putem ruga mai mult, în care ne putem prețui familia mai mult și să ne bucurăm de ceea ce avem. Acasă înseamnă siguranță. Și mai presus de toate, să o rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească și să ne acopere cu Sfântul Său acoperământ. Ea este mama noastră și ca orice mamă înțelege necazul, suferința, durerea. Iar noi trebuie doar să cerem ajutor. Să nu ne fie teamă, căci cu noi este Dumnezeu. În aceste momente delicate, cred că cel mai important lucru este să petrecem timp cu familiile noastre. Așa că stați cât mai mult împreună cu părinții voștri sau cu frații voștri. Este un moment bun de a cunoaște mai bine decât îi cunoșteam înainte. Aveți grijă de voi și stați în casă. Credința, încrederea și dragostea față de Dumnezeu este tot ceea ce El ne poate dărui pe acest pământ. Noi ca oameni trebuie să iubim pe Dumnezeu ca să putem trece cu bine peste acest greu. Bunătatea inimii, săvârșirea faptelor bune, pacea sufletului și legătura strânsă dintre noi și rugăciune pot face minuni, transformând deznădejdea, teama în speranță și curaj. Dragi români, să avem cu toții de plină încredere în puterea rugăciunii, să avem nădejde în bunul Dumnezeu, doctorul sufletelor și a trupurilor și în Maica Domnului, mamă ce ne veghează necontenit, că vom trece cu biruință peste aceste vremuri, peste aceste încercări. Totul se întâmplă cu un rost pe pământ, Dumnezeu ne veghează și cu siguranță ne va ajuta să trecem peste această încercare. Cu un gând coborât din suflet și cu inima plină de nădejde, sunt sigură că totul va fi bine după această cumpănă. Ea ne va ajuta să valorificăm timpul neprețuit în familie, să ne apropiem, să creăm sau să descoperim amintirile uitate în sufletul viu al acesteia. Totul va fi bine. În această perioadă, cel mai important lucru este să nu ne pierdem nădejdea, deoarece totul va fi bine. Când ai pe Dumnezeu alături de tine, încercările vieții devin mai ușoare. Fiți încrezători! Înțeleptul spune că acest virus a schimbat lumea, nu știm ce se va întâmpla, însă nu trebuie să ne panicăm sau să ne descurajăm, căci prin rugăciune multă, respectarea regulilor și statul în casă, totul va fi bine. Să nu murim înainte de a muri. Să ne bucurăm de oamenii din jurul nostru pe care ne-a dat Dumnezeu. Să ne bucurăm de o nouă lumină a zilei, atunci când ne trezim. Să ne bucurăm de fiecare clipă. Nu știe nimeni zilele sale de viață. Numai Dumnezeu știe totul. Cu aceste clipe, cu aceste momente, nu ne vom mai întâlni. Să profităm de timpul acesta, pentru a fi mai iubitori și umani cu aproapele. Să refacem cărările dintre noi,
stricate de orgolii și invidie. Să fim bucuroși pentru a fi bucuri celor din jur. Trăim clipe grele. Teama, îngrijorarea, deznădejdea domnesc apăsătoare peste întreg pământul, dar mai ales peste colțul nostru de rai, peste Bucovina noastră dragă. Nu este prima dată când Bucovina se află pe marginea prăpastiei, tristă și însângerată. Însă mereu am ieșit la liman cu fruntea sus, pentru că Dumnezeu ne-a ținut de mână, nu ne-a părăsit niciodată. De-a lungul vremii, înaintașii noștri și-au dat viața, mărturisind credința ortodoxă. Cred că a venit și rândul nostru să avem măcar o mică parte din curajul lor și să ne întoarcem la Dumnezeu, pentru că lacrima de pocăință deschide porțile cerului. Deși ne este greu, să nu ne pierdem speranța, să nu deznădăjduim, pentru că nimic nu este la voia întâmplării și nu primim mai mult decât putem duce. Astfel, cred cu tărie că Dumnezeu nu-și va întoarce fața de la noi nici în aceste clipe grele. Să punem, deci, gând bun în inimile noastre, înlocuind frica și deznădejdea. Dumnezeu ne iubește, chiar și atunci când nu-L găsim cu privirea. Nepăsarea ne-a dus la o nouă încercare. Cum am trecut peste toate, putem trece și peste asta. Un sfat bun ar fi ca să rămâneți puternici și încrezători că mâine va fi mai bine. Stați acasă și nu vă pierdeți nădejdea. Suntem ca niște păsări închise în colivii, dar eu cred și sper că totul va fi bine cu ajutorul lui Dumnezeu, deoarece El face minuni, face imposibilul posibil și trebuie să avem credință că ne va reda libertatea. Să ne rugăm Maicii Domnului, să ne rugăm Sfinților să stăruiască pentru noi, fiindcă Dumnezeu ne iubește și nu dorește moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Să învățăm din greșelile celui din tâi om, Adam, să respectăm regulile. Să avem răbdare, pentru că este primul pas spre vindecare. Să trăiți veșnic. Dumnezeu ne dă înțelepciune ca să ne protejăm unul pe altul și ar trebui să ținem cont de acest lucru. Căci noi și numai cu Dumnezeu trecem peste toate cu bine. Și n-ar trebui să ne pierdem speranța, deoarece întotdeauna binele învinge răul. Aceste momente grele, haideți să ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri. Urmași demni ai Măriei sale Ștefan fiind, avem datoria morală să ne plecăm genunchii doar pentru a ne ruga și să credem. La Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Acum, când am rămas doar noi și Dumnezeu, să încercăm să fim mai buni, să fim încrezători și să nădăjduim că totul va fi bine. Pentru că niciun tată nu vrea răul copiilor lui. Dumnezeu ne-a dat această încercare, dar nu pentru a ne pierde, ci ca să câștigăm împărățirea cerurilor. Noi creștini nu trebuie să ne pierdem încrederea și nădejdea în Dumnezeu. El va veni și ne va ajuta chiar și în cele mai grele clipe. Acum este momentul să facem biserică în sufletele noastre. Așadar, dacă ne punem toată încrederea și nădejdea în Dumnezeu, totul se va termina cu bine. Chiar dacă am ajuns în aceste timpuri grele, Dumnezeu știe de ce ne-a dat să tragem această povară. Cu ajutorul Său vom scăpa din această problemă, cum de altfel am scăpat și din altele mai grele. Noi trebuie doar să ne rugăm și să sperăm că într-un final totul va fi bine. De poți crede, toate sunt cu putință celui care crede. Și toate cele ce nu sunt cu putință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Vă propun un lucru. Haideți cu toții să credem cu adevărat că există Dumnezeu, că viața noastră stă în mâinile Lui. Să spunem, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Să credem că Dumnezeu va face o minune în care va dispărea acest virus și să ne adăjduim că de sărbătoarea Sfintei și Marei Învieri vom fi cu toți în Biserica lui Hristos, cântând Hristos a înviat. Să avem nădejde, dragoste și credință.